Bună dimineața, dragilor! Să vedem ce ne spun cărțile pentru ziua de 19 iunie. O să vă rog pe toți, dacă aveți idei de etalări sau vreți să știți ceva anume și putem face acea întrebare per general, puteți să-mi lăsați în comentariu și eu voi face întrebarea pe care voi vă interesează și o voi posta. Per general, da? Și atunci voi alegeți din nou variantă. Bun, dar să trecem la ale noastre. După cum v-ați obișnuit, sunt trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei, iar eu voi începe cu varianta numărul 1. Să vedem de această dată ce ne spun cărțile pentru cei care au ales varianta numărul 1. Pentru ziua de 19 iunie. Și uite așa, ușor, ușor, trece și luna iunie. Văd că deja imaginile s-au format, au început să se formeze, aveți chiar o imagine destul de clară, e o sabie, pisicul a apărut și el în peisaj pentru că afară plouă și nu am putut să-l las afară, dar să sperăm că nu ne face probleme și ne lasă să ne facem treaba, da? Așa faci, Salem? Mă lași să pun și restul cărților? Da, să sperăm că nu ne va mai crea probleme și ne lasă să ne facem treaba noastră. Ok. Așa cum deja v-am spus, s-a format o sabie. Iar acea sabie vă spune că vei fi protejat la timp. E bine, v-am spus că la voi deja imaginile au început să se schimbe, au început să lase, cam să zic așa, lucrurile negative în urmă, doar că mai sunt lucruri care voi încă trebuie să le îndreptați. Și chiar dacă mai iasă vreo imagine negativă, e pentru că mai aveți niște schimbări de făcut, nu pentru că... Dacă aveți și o bufniță, iar acea bufniță vă spune că dacă acum aveți un plan să faceți ceva, nu știu, poate să dați drumul la o afacere acum, poate, vă spun că indiferent de ce plan aveți, încă nu se poate materializa, pentru că probabil mai aveți nevoie de o semnătură, mai aveți nevoie de un document, mai aveți nevoie încă de ceva. Pentru cei care doresc să facă un credit la bancă, probabil că le mai lipsește ceva, da? Și nu pot să ia acum creditul și trebuie să mai aștepte. Pentru cei care vor să zicem să-și cumpere o casă sau ceva, la fel, nu pot să facă acest lucru acum, deoarece le mai lipsesc bani, poate, sau casa care au văzut-o încă nu e cea care trebuie, da? Sunt lucruri care, orice v-ați pus voi în plan să reușiți acum, nu veți reuși pentru că vă mai lipsește ceva, nu pentru că nu veți reuși pe viitor, da? Veți reuși pe viitor, dar nu acum. Mai aveți o strângere de mână, iar această strângere de mână vă spune o prietenie puternică va fi suport pentru tine întreaga viață, da? Deci lucruri... V-am spus, lucrurile la voi încep să se îndrepte, încep să meargă pe calea cea bună. Ia uite, mai avem aici și niște vești, da? De la niște păsări. Iar aceste păsări ne spun că un obstacol cu care trebuie să te lupți. Dar veți ieși învingători. Asta este ce e important și ce contează, da? Nu trebuie să vă descurajați dacă acum trebuie să întâmpinați niște obstacole, pentru că e normal, până acum ați lăsat lucrurile așa la voia întâmplării,
în multe cazuri, sau ați fost într-o stare în care n-ați avut poftă să faceți nimic, iar acum trebuie să le faceți, da? Și atunci poate e un pic mai greu. Adică, să zicem, dacă n-ai șters praful 3 ani de zile, e clar că stratul de praf este mai gros și poate este un mai greu de luat, da? Ceva de acest geniu. V-am dat așa un exemplu pentru ca voi să înțelegeți, pentru că fiecare dintre voi știți ce n-ați făcut, ce ați amânat și așa mai departe. Chiar dacă acum este puțin greu să rezolvați problema pe care voi până acum ați amânat-o, dar important este că o veți rezolva până la urmă. Important să nu vă descurajați, da? Să nu vă așteptați că dacă până acum voi nu ați făcut ceva, acum începeți să faceți, de la început totul trebuie să iasă perfect. Nu. Mai aveți mici obstacole, dar important că la final e bine. Mai aveți și un urs, iar acest urs vă spune că vei obține ceea ce îți dorești, deși nu în perioada imediat următoare. Exact ceea ce vă spuneam. Veți obține ceea ce vă doriți, doar că mai aveți mici obstacole. Da? Dar important că veți obține în final ceea ce voi vă doriți. Deci e clar că energiile au început să vi se schimbe, așa că țineți-vă de ele. Țineți-vă de energiile pozitive și mergeți înainte pentru că ați început să mergeți pe drumul cel bun. Mai aveți și un rac. Iar acest rac vă spune că fericirea dumneavoastră depinde ce decizii luați. Da? Deci eu sper să luați deciziile bune. Sper să luați deciziile că vreți să mergeți mai departe prin bunătate, bunăstare și absolut toate lucrurile pozitive. Da? Eu așa aș vrea să cred. Nu aș vrea să cred diferit. Da? Cel puțin știu că cei care mă urmăriți și sunteți abonații acestui canal, vreți într-adevăr să vă schimbați viața. Vreți într-adevăr să vă schimbați destinul. Și atunci e bine să faceți în continuare ceea ce trebuie, pentru că și cărțile vă spun acest lucru. Nu trebuie să vi-l spun eu. Bun. Mai aveți și un îngeraș. Iar acest îngeraș vă spune că iubirea te va sprijini. Wow! La voi chiar se schimbă lucrurile, nu glumă. Și vă spun de ce. Pentru și cei... Mă scuzați că am început să mă bâlbâi. Și pentru cei care sunteți singuri, deja iubirea începe să vină spre voi. Ceea ce e un lucru foarte frumos. Da? Dar mai aveți puțin răbdare, că mai are puțin până ajunge. Pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin, dar important este că iubirea vine din nou la voi. Mai aveți și un munte, iar acest munte vă spune: veți primi ajutor de la oamenii puternici în timpul unui moment dificil. Deci, vedeți, ușor, ușor lucrurile se îndreaptă. Acolo unde sunt deja momente dificile, cineva vă sare în ajutor, ceea ce e foarte bine și foarte frumos. Da? Ce pot să vă spun? Cât de curând veți afla niște vești scrise? Acum depinde dacă le așteptați prin mesaj scris sau prin e-mail sau... Dar sunt vești scrise, chiar dacă e o comunicare de la o instituție, da? Este o veste scrisă. Da? Tot ce este scris. Bun. Cât de curând veți afla și alte bucurii, dar trebuie acum să rezolvați, să nu mai fiți anxioși, să nu mai fiți negativiști, să nu mai fiți fără încredere în voi, pentru că sunteți oameni frumoși, oameni minunați și nu aveți de ce să vă faceți astfel de probleme, să nu aveți încredere în voi. Da? Deci chiar trebuie să aveți încredere în voi pentru că meritați aceste lucruri. Și nu o spun ca să vă laud, ci o spun pentru că asta îmi spun cărțile. Aveți încredere în voi. Și dacă sufletul vă este trist, zâmbiți și o să vedeți că vă schimbă starea de spirit. Puteți încerca. Dacă stați trist, să zâmbiți. Să vedeți că veți avea o altă stare de
spirit. Uitați-vă în oglindă și spuneți-vă cât de frumoși sunteți, cât de deștepți sunteți și așa mai departe, lucruri pozitive. Și o să vedeți în timp că o să gândiți lucrurile pozitiv. Da? Și lucrurile or să meargă, eu v-am mai spus vouă, gândim negativ, atragem negativ. Gândim pozitiv, atragem pozitiv. Nu mai gândiți rău despre alte persoane. Sau că nu știu ce persoană va fura nu știu ce sau va făcut nu știu ce rău. Da? Nu mai gândiți. Știți de ce? Pentru că odată cu aceste gânduri, voi atrageți negativitatea acelei persoane. Și o să vedeți la un moment dat că la persoana respectivă îi merge bine și vouă rău. Da? De ce? Pentru că voi atrageți negativitatea altor persoane. Și a venit timpul să nu mai faceți asta. Deci dacă v-ați abonat la acest canal și vedeți acest videoclip, e clar că a venit momentul să vă schimbați starea, să vă schimbați gândurile, să vă schimbați viața. Acum, chiar viața în totalitate depinde de fiecare cât vrea să-și o schimbe, dar se poate ușor, ușor, prin gânduri pozitive, să vă schimbați inclusiv viața. Și credeți-mă, vă spun din experiență proprie. Nu vă spun doar ca să vă atrag pe acest canal pentru că nu mă interesează aceste lucruri. Prefer, v-am mai spus și în alte videoclipuri, prefer puțini abonați, dar care să facă și să-și dorească să facă ceva cu viața lor, decât mulți abonați și să nu meargă lucrurile așa cum trebuie. Da? Acest canal este de puțin timp, dar eu sunt mulțumită de abonații pe care i-am. Bun. Cred că doar cam atât a fost spus la voi pentru etalarea numărul 1. Și vom trece la etalarea pentru numărul 2, da? Să le spunem și celor de la numărul 2 ce îi așteaptă pe mai departe. Dar, înainte să încep cu etalarea numărul 2, o să încerc să fac și cu oracolele, să vedem ce trebuie să știți voi pentru a vă îmbunătăți ziua. Hai să vedem ce ne spun oracolele. Ce trebuie să știe cei de la varianta 1 pentru a-și îmbunătăți ziua de 19 iunie? Wow, va ieși de... Ups, cad cărțile. O să le iau pe toate și o să vi le spun, să știți. Doar dați-mi timp să le pot așeza. Bun. Ce pot să vă zic? Pot să vă spun iartă. Deci, cărțile vă spun să iertați. Să curățați, lăsați trecutul în urmă și să priviți spre cer și să vă rugați și să aveți un viitor cât mai frumos. Pentru că veți putea avea un viitor plin de iubire, ceea ce e foarte frumos. Da? Deci și cărțile oracol sunt cu voi. Am vrut doar să văd dacă rezonează, dar chiar rezonează foarte bine. Bun, dar acum chiar trec la varianta numărul 2. Cred că o să fac o combinație între aceste cărți cu imagini și oracole pentru cele zilnice. Să vedem ce va ieși. Da? Ok. Hai să trecem la varianta numărul 2. Să vedem ce ne spun cărțile pentru ziua de 19 iunie pentru cei de la varianta numărul 2. La voi cât de curând pot să vă spun că se va rupe un nod, în sensul că
Dacă până acum v-a mers foarte rău, cât de curând se va rupe nodul și o să vă meargă bine, dar trebuie să mai aveți răbdare. Bun, dar s-a format o imagine și anume, acesta, nu știu dacă vedeți, nu se vede la voi, este imaginea cu păsări, care vă spune un obstacol cu care trebuie să te lupți. Dar important că prin luptă veți reuși. Indiferent despre ce este vorba. Așa că nu vă lăsați învinși de către nimeni și nimic. Mai aveți și o carte aici. Iar această carte vă spune că ceva care este important pentru tine. Wow, ce frumos! Să aflați ceva ce este important pentru voi. E bine. Ce să zic, e de bine. Oricum aflați după poziția cărții și a imaginii, să știți că veți afla lucruri frumoase, da? Lucruri pozitive. Nu știu, voi știți ce vreți, ce vă doriți să aflați, dar veți afla. Atât timp cât este vorba despre ceva pozitiv. Mai aveți o balanță, iar această balanță vă spune în soarta dumneavoastră binele va întrece răul. Da? Deci sunteți pe calea cea bună. Chiar dacă prin viață ați trecut prin foarte multe greutăți, să știți că ați reușit să treceți prin ele și chiar dacă veți mai întâlni și alte greutăți de acum înainte, dar să sperăm că nu, veți ști să treceți prin ele. Dar eu aș prefera să vă spun că să nu mai treceți prin aceste lucruri rele. Pentru că nu e bine nimănui când trece peste acest astfel de lucruri. Mai aveți și o vulpe. Iar această vulpe vă spune, aveți grijă că veți simți încredere nejustificată față de unele persoane. E bine atunci când întâlniți anumite persoane să vă faceți, să stați să vă gândiți de ce aveți încredere în persoana respectivă. Ce anume vă inspiră încredere la persoana respectivă? Doar pentru simplu fapt că o vedeți îmbrăcată mai frumos sau pentru că vă și ajută atunci când aveți nevoie, da? Pentru că s-ar putea să realizați că sunt în jurul dumneavoastră persoane care nu vă sunt prieteni, da? Mă refer atât la bărbați cât și la femei, da? Și voi aveți încredere, le spuneți anumite secrete și după ei se duc și le spun mai departe. De asta vă spun, gândiți-vă bine pe cine aveți în jurul vostru și de ce aveți încredere în persoana respectivă. Merită persoana respectivă încrederea voastră? Da sau nu? Puteți lua o foaie de hârtie, o împărțiți în două, puneți sus numele persoanei respective, în stânga puneți ce a făcut pozitiv și în dreapta puneți ce a făcut negativ și, pentru voi. Și vedeți ce atârnă mai mult, pozitiv sau negativ. După mai departe luați voi hotărârile. Eu nu vă spun să vă despărțiți de niciun prieten de al vostru sau de nicio prietenă, însă e bine să știți măcar dacă puteți avea, puteți să rămâneți prieteni pe mai departe, dar să nu mai spuneți voi secretele voastre. Da? Dacă o prietenie nu constă în a spune totul din casă. Bun. Hai să vedem ce mai putem descoperi. V-am spus și la voi, sunt vești care stau în așteptare. Să sperăm că vor veni destul de curând. E ceva care ia sfârșit și va începe ceva nou, adică lucrurile negative iau sfârșit și mai începe și pozitivitate, ceea ce e foarte bine. Cât de curând se va rupe acel nod care ține negativ în viața voastră. Da, se pare că și voi ați făcut niște schimbări, ați făcut ceva, ați schimbat ceva în viața voastră. Nu știu, poate ați făcut sfaturile de protecție pe care eu vi le-am spus, poate ați făcut alte sfaturi din bătrâni, dar ceva cu siguranță ați făcut pentru că lucrurile văd că încep să se așeze, ceea ce e foarte bine și foarte frumos.
Mai aveți aici două imagini. Una este cal, iar cea de-a doua este o strângere de mână. Dar o să începem cu strângerea de mână, iar această strângere de mână vă spune că starea de unire între două persoane de prietenie sau de afaceri. Da, adică legați cu cineva o prietenie foarte puternică sau poate în afaceri. Acum depinde de la caz la caz. Sau dacă puteți să le legați pe amândouă și mai bine. Bun. Mai, așa cum am spus, mai aveți și un cal, iar acest cal vă spune aspectul exterior și frumusețea îți vor întoarce capul. Da? O să vă îndrăgostiți, ca să zic așa, cât de curând, despre de o persoană care o să fie frumos îmbrăcată sau aranjat sau aranjată sau, da? Cât de curând se va întâmpla acest lucru, poate chiar pe data de 19 iunie. Cine știe? Dar oricum, dacă nu e pe 19 iunie, cu siguranță în zilele următoare va fi. Sau să-mi spuneți, n-am cum să mă îndrăgostesc de o persoană pe care nu o cunosc. Ei, uite că vă se poate. Mergeți pe stradă și vă place o anumită persoană care e frumos îmbrăcată, aranjată și așa mai departe. Sau la locul de muncă vine un coleg care arată bine și vă dați seama că poate este și inteligent și atunci vă atrage atenția. E clar, dragostea nu o să fie imediat în momentul ăla, dar ușor, ușor, cu pași încet, veți face o relație. Ceea ce e bine și frumos, adică dacă se poate, de ce nu? Bun. Da, cam astea au fost și pentru voi informațiile. Da, se pare că ușor, ușor lucrurile o iau în direcția care trebuie. Doar că, e clar, nu puteți avea pretenția ca peste noapte să se schimbe totul, pentru că nu are cum. Da? Dar se schimbă. Și asta este tot ce contează. Bun. Îmi place, v-am spus, îmi plac cărțile cum au început să iasă. Ceea ce e foarte bine. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile Oracol pentru voi de la etalarea numărul 2. Ce trebuie să știți cei de la etalarea numărul 2 pentru data de 19 iunie? Wow! Schimbare de direcție. Voi acum sunteți, vă aflați într-un moment în care sunteți între bine și rău, între, cum se spune, între două lumi, între lumea negru și între lumea colorată. Dar totul în viața voastră poate fi lapte și miere dacă alegeți lumea colorată. V-a ieșit chiar foarte frumos. Adică încercați să zâmbiți, încercați să vedeți acest curcubeu de la această carte și totul poate fi lapte și miere în viața voastră. Deci niște cărți chiar foarte frumoase pentru voi. Bun, da, și-a făcut apariția Miții, dar să sperăm că nu ne creează probleme. Și să, stai, lasă camera, Salem. Știu că tu ești vedetă, da? Totuși. Și să trecem la varianta cu numărul 3. Să vedem ce ne spun cărțile pentru ziua de 19 iunie. Pentru cei care au ales varianta numărul 3. Ne lași, Salem? De obicei îi place să stea foarte mult afară, doar că astăzi fiind ploaie e mai dezamăgit așa, că nu poate fi lăsat afară și atunci ne mai creează unele mici
neplăceri cu cărțile, pentru că îi place foarte mult să stea pe cărți. De obicei, când eu fac etalările, îi dau drumul afară, dar acum, dacă plouă, asta e, trebuie să suportă. Bun. Dar să vedem. La voi văd că nu s-a format nicio imagine din prima, dar să sperăm că totuși aveți imagini care ne spună că ceva în viața voastră s-a schimbat. Eu așa aș vrea să cred. Nu aș vrea să cred că n-ați făcut nimic pentru a vă schimba starea, în primul rând, și apoi anumite lucruri în viață. Bun, dar să vedem totuși ce avem. Da, din câte văd la voi, nu prea sunt imagini. Dar să sperăm că totuși găsim ceva. Da, uite, haideți totuși, că văd că țin totuși imaginile și cu voi. Și avem o scrisoare. Această scrisoare vă spune că vei afla veștile mult așteptate. Wow, ce frumos! Avem pâine. Haideți că ușor, ușor încep și la voi imaginile să iasă. Nu e chiar atât de grav. Această pâine vă spune că după ce ai primit ceva care este deja sigur în mâna voastră, nu uita de cei de lângă tine care te înconjoară. Da? Deci dacă voi ați obținut ceva ce vă doriți, încercați să-i ajutați și pe ceilalți din jurul vostru, pentru că și ei au nevoie de acel ajutor. Când primiți, nu fiți egoiști, pentru că știți vorba aia, dar din dar se face rai. Și nu e bine să fiți egoiști, pentru că după se poate iar întoarce totul împotriva voastră. Și nu aș vrea așa ceva. Cât de curând mai puteți să aflați și alte vești bune? Puteți cât de curând să creați o legătură între dumneavoastră și persoana iubită, dacă v-ați despărțit de persoana respectivă, dar totul depinde de dumneavoastră cum știți să acționați pe mai departe. În primul rând cu voi înșivă și cu energiile voastre și abia după cu restul. Dar mai aveți și o potcoavă, iar această potcoavă vă spune tot ceea ce întreprindeți în viitorul apropiat va fi cu succes. Da? Deci e bine. Haideți că și voi văd că sunteți bine. O să vă dau un sfat. Atunci când, dacă aveți cumva probleme cu banii, încercați să gândiți ca și cum nu ați avea problemă. Și o să vă spun, și vă gândiți, banii trag la mine. Lucrurile bune trag la mine. Și o să vedeți că, într-adevăr, or să tragă la dumneavoastră. Dar abia în momentul în care gândiți pozitiv. Nu e că acum sunteți triști și hai să spuneți și voi vorba asta ca să vedeți ce se întâmplă. Nu. Încercați să credeți inclusiv voi, cu toată ființa voastră, aceste lucruri. Și o să vedeți că banii or să vină spre voi. Când voi nu credeți aceste lucruri sau nu o să mai credeți că se mai pot întâmpla, să știți că uite că se întâmplă. Dar, v-am spus, totul este prin legea atracției. O să vă rog să, eu am mai spus de multe ori și repet în continuare, pentru cei care aveți posibilitate, uitați-vă la filmul Secretul pe internet. Îl găsiți, mai ales cei care aveți Netflix, și o să vedeți că o să învățați foarte, foarte multe lucruri de acolo și o să vă schimbați puțin mentalitatea și felul de a gândi. Mai există și o carte, Legea Atracției. O să încerc să fac un videoclip pe zile din acea carte, iar voi în fiecare zi să spuneți câte ceva. Eu o să fac un videoclip pentru câte o săptămână, pentru că nu o să fac doar de un minut, dar voi le puteți asculta și în fiecare zi să
spuneți ce e pentru luni, luni, ce e pentru marți, marți, ce e pentru miercuri, miercuri și tot așa. Dacă vreți, dacă nu vreți, nu e niciun fel de problemă. E problema de legea atracției. Și o să și spun la videoclip ca să vă fie ușor de găsit. Se va numi secretul și în paranteză voi pune legea atracției. Și sunt niște poezioare, ca să zic așa, sau niște citate pe care voi trebuie să le spuneți în fiecare zi pentru bunăstarea voastră. Dar să vedem că poate o să le includ în acestea zilnice și atunci voi o să știți în fiecare zi ce anume trebuie să spuneți pentru ziua respectivă. O să facem un pic așa acest videoclip de zilnice, puțin mai lung, dar e spre binele vostru. Ok, haideți să vedem. Și ce spun cărțile oracol pentru voi? Ce trebuie să știe cei de la etalarea numărul 3 pentru ziua de 19 iunie? Lapte și miere. Deci viața voastră poate fi lapte și miere, dacă vă doriți aceste lucruri cu adevărat. Frumos. Cam atât am avut să spun și pentru ziua de 19 iunie. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!